Vă să zic că după ce m-a nenorocit pe mine, acum vrea să te dea pe tine afară. Nu cumva să crezi o o să te privesc la noi. Nu de alta. Dar nu păzau să vrea și ea nenorocita să devină lady. Feliz, am urmit, am înghețat un taxi. Dacă vrei să-l vezi pe tatu cu jucul de gât, poți să vii și tu la biserică. Dar eu personal nu te sfătuiesc. N-avea grijă, tatu. Că-ți mă bine. Nu trebuie. Am terminat cu totul aici. Să ai noroc, tată. Chinelica! Hai, Chinelica, curaj, că ne așteaptă popa. Te aștepte mult și bine! Și la mormântare! Dar și la cununie! Fraților! Distinși, gentlemen! Londra asta este plină de fetiță și băuturică. Dar dumneata coane, Alfred, pindului. Ce să mai faci cu el? Dacă mai ai doar un singur ceas de vorbăcie. Thank you.
Și i-a lăsat o vorbă unde să-i trimite lucrurile. Ce dureri! Și-a luat bagajul și dus-a fost! Ce om ce-i sprijin în halul ăsta de dimineață? Să stea mintea, rog, auzi. Elisa a fugit! Ce-a făcut? A fugit! Cum a fugit? A fugit, da, a fugit, a fugit și Dan a vins. A lăsat-o să plece fără să-i spună un cuvânt. Mi-a stat mintea în loc. Mai încetează cu expresia asta. Mi-a stat mintea. Pune la contribuție, fă ceva. Ce să fac? Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Ah, dă telefonul la poliție. Dă poliție, să o găsească. Elisa nu-i nici oață, nici umbrelă, să-ți o caute poliția. Cu Elisa, 6 luni mi-am bătut capul cu ea, doamnă, de 6 luni. Eliza este a mea. Să o găsească și să o aducă acasă. Da? Aici da. Are dreptate. Elisa, poți să am și o cafea? Desigur, domnule, cu numele imediat. Mulțumesc. Alo, bună dimineața. Dați-mi, vă rog, poliția. Am spus poliția, nu muniția. Da. Alo, poliția, bună dimineața. Da, la telefon, colonel, da. Poftim? Da, vreau să anunț dispariția de la domiciliul conjugal, mă rog, de acasă a unei persoane. Da, v-aș fi foarte recunoscător, da. Știți, am și pe cineva acolo, la dumneavoastră, în minister. Poftim? A, da, aveți dreptate. O cheamă Eliza Dulin, da. Vârsta? Păi, potrivită. A, palia? Păi, potrivit, așa. 1,60, da, mai încolo. Ochii? Păi, 2. A, culoarea? Culoarea la ochi? Culoarea? Culoarea? Negri! Negri! Da. Părul? Păi, părul? Păr. Potrivit. Dar nu mai încetează cu expresia asta potrivit. Părul negru. Dar ce-i spus la șaport? Păi, ce-i spus la șaport? Părul e negru. Domnule, aliezi vorbeva. Poftim? Ce bănuim? Nu, crimă, domnule. Păi nu v-am spus că a plecat cu bagajul. Nu v-am spus? De acum ce-am făcut, v-am spus. Poftim? Ce făceam cu ea aici? Cum ce făceam noi cu ea aici? Păi, treaba noastră e făceam cu ea aici. Treaba voastră s-o găsiți. Da, s-o găsiți. Culmea, s-o găsiți. Cum și ce întrebare îmi pune? E impertinent. Multă plăcere, domnule colonel. Uf! E fierbinte! Pare rău! Pare rău! Pentru că mulțumesc, doamna Felicită! Cu plăcere! După ce aseamnă a ta asta, un succes atât de grandios! Pentru ce să plăcem? Pentru ce să plăcem? Ce dragul m-am prins să vedem! Să vezi în capul meu și s-a petrecut! Am să aminte, am un prieten foarte bun, la miză de interne. Îl sunt pe el, el sigur mă ajută. Bine. La femeie, capul e un ornament frumos, bardat pe părășină. Suspecii iraționale, incorrecte, imorale, insipide, inodore și fără de control. Bună dimineața, cu domnul Schmidt, da. Schmidt și 9B, da. Aștept, sigur, aștept. De ce oare femeia nu poate fi la fel ca un bărbat? De ar fi femeia, da, pe un bărbat. Toate de lume s-a fi dezolat. Pentru bărbat e mărinimos, e delicat, e fin și nu-i de rău de rost. De ce femeia nu e așa? Așa, aștept. Logic nu-i decât o explicație. Tatăl este desconsiderat, iar mămica e în compensație, exemplu cel mai bun de educație. Dacă pe tată l-ar fi invitat, poate femeia ar fi mai bărbat și la fel ca tânsul.